În mijlocul multelor vești de războaie și vești de războaie, cu tremure, ciumi, așa cum spune Domnul Iisus Hristos în Biblie, iată că auzim și vești bune și foarte bune despre treziri spirituale. Astăzi, în emisiunea La Ordinea Zilei, o să vorbim despre o trezire spirituală care are ochi, care are loc sub ochii lui Dumnezeu și sub ochii noștri, chiar acum la Universitatea Asbury din Statele Unite. Împreună cu noi din Statele Unite, pastorul Titus Colțea, mă bucur să fiți din nou în emisiunea La Ordinea Zilei. Dragă Nelu, și eu sunt din nou favorizat să fiu cerut de tine să avem o părtășie, nu doar împreună, ci cu radioascultătorii tăi, care este un mare deliciu spiritual pentru mine. Părerile sunt împărțite. Ce părere aveți? Este o trezire spirituală autentică sau nu? Dar mai întâi, pentru cei care nu știu despre ce este vorba, spuneți-ne despre ce este vorba. Ce fel de universitate este Asbury, care este istoria lor și ce se întâmplă acum acolo? Deci, Universitatea Asbury este o universitate care este particulară, începută de o biserică wesleyană, Wesleyan Church. John Wesley a fost omul care a fost pivotal în trezirea spirituală din 1740, numită și Marea Trezire Spirituală din istoria creștinismului, 1740, care a început în Anglia și s-a revărsat apoi inclusiv în America. Și John Wesley e cel care a început această mișcare după Sfințenie. El credea în a doua lucrare a Duhului Sfânt, sau The Second Work of Grace, a doua lucrare a Harului Dumnezeu prin botezul cu Duhul Sfânt. Și el cred că a pus atunci bazele așa de necesare și imperioase pentru a defini cum putem să avem o experiență a Duhului Sfânt genuină. Și el a spus că este nevoie de o mișcare de sfințenie, de a ne cerceta pe noi înșine. Și el a început această mișcare holiness, sfințenie, mișcarea de sfințenie în istoria creștinismului, care a fost la bazele trezirii spirituale din Azusa, California, 1904, începutul mișcării penticostale. Deci aproape toate mișcările Duhului Sfânt, într-un fel sau altul, sunt asociate cu acest John Wesley, care a pus bazele acestei platforme de a îl invita pe Duhul Sfânt să vină și să locuiască împreună cu noi, să se manifeste împreună cu noi, și asta este prin a căuta sfințenia. Da, parcă și se face așa pielea de găină doar când auzim cuvântul sfințenie într-o lume foarte murdară și tot mai murdară. Dumnezeu ne cheamă să fim nu 99,99% sfinți, ne cheamă să fim sfinți. Nu se poate, dragul meu, Nelu, să ciuntăm sau să găsim scurt circuite când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu. 1904 a fost una dintre cele mai frumoase și mai glorioase manifestări ale Duhului Sfânt în Țara Galilor, în care peste 100.000 de oameni în Țara Galilor, în jur de 6 luni de zile, s-au întors radical la Dumnezeu. Și atunci, la vreo 34, mișcarea de acolo apoi s-a răspândit peste tot în lume, inclusiv în China, în America, în diferitele părți al lumii. S-a răspândit că asta este una dintre trăsăturile trezirii spirituale. Este un fel de sămânță germinativă care izbucnește în loc și apoi se manifestă și sare din continent în continent și atinge tot pământul. Și la ce este mișcarea penticostală, se trage de la mișcarea de la Azusa din Statele Unite, de la trezirea deci, de la Azusa. Baza mișcării de la Azusa a fost aceeași mișcare, holiness movement, mișcarea de sfințenie, de a căuta sfințenia și de a avea botezul cu Duhul Sfânt. Asta a fost baza de la Azusa și din toate celelalte treziri spirituale. Ce se întâmplă acum la Universitatea Asbury? Dăm voie să-ți termin istoria asta pe care a început vis-a-vis de Țara Galilor. Și un reporter s-a dus la vreo 30 de ani să vadă, să scrie încă o dată, să rescrie istoria trezirilor din Țara Galilor, și când a fost întâlnit niște femei care erau marture oculare acelei treziri. Și a început să le spună, să le scodească, să găsească, să tragă de la el informații, știi?
Și cum a fost? Și femeile au stat fără să spună nimic. Dar cum a fost? A fost minunat, a fost glorios, a fost bucurie. Poftim? Minunat, a fost groază! A fost înfiorător, acum Sfințenii Dumnezeu și ne-am văzut păcătoșenia și am strigat ca și Isaia, vai de mine! Deci dacă este ceva care este genuin, un fel de preambul sau de prerequisite, de condiții care să preceadă trezirea spirituală, este această realizare și nevoie imperioasă după Sfințenie de a pune deoparte și de a zice, ai milă de noi, ai milă de noi, căpierii. Și asta este ceea ce s-a întâmplat în biserica Wesleyană, care, slavă Domnului, s-a schimbat. Asta este în Kentucky. Asbury este un oraș în Kentucky. În 1850 a fost o altă trezire spirituală, tot în Kentucky, care la fel a adunat credincioșii din jur și vreme de 6 luni de zile a fost întâlniri continue în care oamenii veneau și erau zdrobiți de puterea Duhului Sfânt. Era așa de puternică convingerea păcatului încât veneau reporterii și reporterii toți ziariștii care veneau să cădeau acolo, nu mai se întorceau înapoi, ci să steau sub incidența Duhului Sfânt de a gusta puterile viacului viitor. Și un reporter, știind chestia asta, nu s-a mai dus la întâlnire, ci a stat de departe în tufișuri. Și acolo în tufișuri, Duhul Dumnezeu l-a căutat și l-a trântit la pământ și a avut experiența botezului cu Duhul Sfânt. Deci este o mișcare supranaturală pe care Duhul Sfânt o face când vrea el, cum vrea el, dar cu siguranță favorizează pe cei care au un fel de moștenire spirituală în genele lor și caută sfințenia și caută vizitarea lui Dumnezeu și caută ca și aerul și apa prezența lui Dumnezeu peste viața lor. Ce se întâmplă acum, în luna februarie 2023? Deci, în ultima sută de ani, acolo, această universitate este o universitate privată, dar este Wesleyană. Este diferită de facultatea de Asbury Theological Seminary, care este lângă ei și care este una dintre cele mai puternice și mai bune facultăți de teologie. Dar asta este o universitate creștină, dar cu diferitele programe pe care le are orice universitate creștină. Și ăștia, aproape la fiecare 10 ani, au experimentat, de 100 de ani, au experimentat. Ultima, din păcate, a fost în 1970, deci 50 de ani, tot în februarie, a explodat și atunci. În care ceea ce se întâmplă este că oamenii în serviciu normal de închinare și dintr-o dată Dumnezeu vine și preia comanda și schimbă programul. Și ăsta nu mai se simte îndemnat ca să dea o predică frumoasă pe 3 puncte sau pe 4 puncte ca la Baptist sau ca la Wesleyan și așa mai departe. Și dintr-o dată Duhul Sfânt prin surprindere este un loc de mărturisire și când începe mărturisire nu se mai termină. Și trezirea spirituală n-a venit prin predicatorii cei mai faimoși, cu cele mai puternice daruri de oratorie, ci prin oamenii simpli, studenții care au început să își mărturisească păcatele. Și mărturisirea păcatelor, dintr-o dată, este ca și o reacție nucleară în lanț, din aproape în aproape. Îi contagiază pe ceilalți. Alții, când văd că alții își expun falimentele, rușinile și păcatele și nu este rușine, ci pentru că să capete iertarea și mântuirea, sunt gata să se expună la orice rușine, vin alții. Și în modul acesta, trezirea spirituală genuină, asta este trezire spirituală genuină. Adică În care adevărată, Duhul Dumnezeu, reală. Duh, real, în care Duhul Dumnezeu te cercetează, te convinge de păcat și nu mai poți sta mut sau cu masca pe față să pretinzi că eu sunt, de fapt, Sfântul care a apărut duminică la biserică și trebuie covorul roșu să fie întins înaintea mea. Ci ca și Vameșul, în capătul templului, ne batem cu pumnii în piept, vai de mine! Asta e trezirea spirituală, fratele meu. Adevărată trezire spirituală. Eu știu că au gustat-o pe vremea lui Liviu Ola în Oradea. Da, era Liviu Ola, un predicator formidabil, dar oamenii se pocăiau înainte de a intra în Liviu Ola în biserică. De obicei era prin alte locuri. Și biserica așa era plină că la ora 9 începea biserica, la ora 7 era plină, la ora 8 când vrei să te duci nu mai era loc. Liviu Ola când venea de pe la întâlniri, la ora 4 era biserica tixită, servitul începea la ora 6, la ora 4 biserica era tixită și Liviu Ola își rupea nasturi până ajungea la ambon, că nu se putea strecura din cauza mulțimii care îl înghesuia.
și oamenii se pocăiau înainte de a începe liviora predica. Plângeau și recunoșteau păcatele. Și apoi era seara aceea de mărturisire. Cele mai glorioase predici care s-au fost în Biserica din Oradea, care s-au pocăit mii și mii de oameni, au fost nu la predicile lui Liviola, ci la mărturisirea oamenilor. La mărturisire și mărturisirile de joi seara sau de duminică seara înainte de botez erau precursorul, erau încă alți zeci și sute care erau pentru următor botez. Dar mărturisirea este o chestiune foarte personală, foarte intimă. Cine s-ar deschide în fața mulțimilor să-și mărturisească păcatele? Să se spovedească public? Asta este marca Duhului Sfânt. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Poți să stai și să aduci cele mai puternice dovezi, argumente și oamenii vor zice, nu e adevărat, nu că nu e așa mai departe, să dovedești și se vor justifica în fel și chip, poate te vor da în judecată că le-ai spus ceva din lucrurile lor ascunse și din debararele lor cu cadavre în putrefacție. Pe când atunci când vine Duhul Sfânt nu mai poți stăcea, pentru că ai nevoie mai mult decât orice de curățire și de iertare și de povara păcatelor să fie ruptă de pe umerii tăi și să fii liber de Deci povara acum păcatelor. de săptămâni de zile, la această universitate din Asbury, nu mai încetează închinarea. Închinarea, A început într-o mărturisirea duminică dimineață, am înțeles. a început într-o seară de capelă, înțelegi? În care era serviciul normal de capelă și cel care era rectorul sau în orice caz decanul facultății a simțit că nu mai trebuie să predice și că este un loc de mărturisire și a lăsat timp pentru mărturisire și numai mine că Dumnezeu a preluat controlul. Asta este totdeauna. Regia Duhului Sfânt care ne ia prin surprindere și care să-L așteptăm să ne ia prin surprindere și să nu-L blocăm prin vorba aia, programul nostru și prin controlling-ul nostru firesc, lumesc, că altfel pierdem lucrurile de sub control și apărăm că suntem penibili, că nu știm ce se întâmplă. Ce bine că nu știm ce se întâmplă și că știe Duhul Sfânt ce se întâmplă. Da, foarte bine spus. Și de atunci mulțimi de oameni din toată America merg spre Asbury așa ca un magnet, să vadă ce se întâmplă. 24 de Experiența ore din 24 se roagă și cântă. Am înțeles că doar atât, se se roagă și roagă, cântă. au câte un cuvânt, câte un cuvânt scurt de îndemn, se citește cuvântul. Și problema este în felul următor, că practica pe care a făcut-o asta este cel puțin a 10-a trezire spirituală pe care, de 100 de ani pe care o experimentează această universitate. Și ceea ce au învățat este că nu-i drept să ținem această, vorba aia, lumină ascunsă, sloboc. Și după aceea i-au trimis și acum merg de acolo și în urmă cu 50 de ani i-au trimis doi câte doi grupuri să meargă în restul universităților și au fost în alte 50 de, nu, în orice caz nu pot să găsesc, în orice caz sute de alte seminarii, universități. Cel puțin 50 de mii de noi convertiți genuini au fost în urma acestor mărturisiri a studenților, nu predicatorilor, nu marilor teologi, ci a oamenilor simpli de rând, dintr-o dată, pasionați de gloria și sfințenia lui Dumnezeu, să spună ce a făcut Hristos pentru ei. Și care, vorba aia, este o expresie, știi, în Evanghelii, cuvântul Dumnezeu se răspândește prin caruso. Este ca și un erald care strigă de pe cetăți, în cer și capetul al Rusaliei. Voi l-ați răstignit și mai departe. Un mesaj apostolic. O altă mișcare este didasco. Pavel a închiriat o casă, casa lui Tiran și iar în fiecare zi învăța, didasco, îi educa. Dar cealaltă formă prin care s-a manifestat cuvântul Dumnezeu este laleio. Laleio este un fel de bârfă sfântă. Nu era apă curgătoare în case, ci femeile mergeau unde? La cișmeaua publică, cu găleata cu apă și acolo era bârfa orașului, acolo era the news. Și acolo mergea o soră să spună ce a făcut, cum i s-a învindecat fata, cum a fost eliberată de una, cum a fost la întâlnire, vino și tu. Și bârfa asta sfântă a cucerit mai multe inimi decât cei mai mari predicatori. Și asta se întâmplă aici. Este o bârfă sfântă a oamenilor de rând. Nu pot să nu-mi dea lacrimile când mă gândesc la America și chiar eram îngrozit de dezastrul moral din America.
președintele în exercițiu Joe Biden și vicepreședintele în exercițiu Kamala Harris să susțină avortul până în ziua nașterii. Și șefa democraților din Congresul American, Nancy Pelosi, să încerce să blocheze hotărârile Curții Supreme de Justiție, care a spus că avortul nu este un drept al omului. Deci, într-o astfel de America, totuși, Dumnezeu revarsă Duhul Sfânt. Deci, dragul meu, Nelu, situația este în felul următor. Noi suntem cu o generație înainte de extinție. Faptul că părinții mei sau bunicii mei au fost primii din partea lui mama, primul baptist din sat, din partea lui tata, prima penticostală din sat. Dacă părinții mei nu îmbrățișau credința, dacă eu după aceea, care am fost un rebel și un oaie pierdută și un fiu risipitor, nu îmbrățișam credința, se termina credința penticostală sau baptistă. Se termina. Și fiecare generație are nevoie de experiența lui Dumnezeu. Tu știi asta. Chiar dacă ai fost crescut și nu în familie creștină, tot a fost nevoie să te trântești în mod direct, personal, nemijlocit, cu Hristos și să-ți sprângi păcatele și să zici, ai milă, ai milă, ai milă de mine păcătos. Înțelegi? Și copiii tăi au nevoie de experiență. Degeaba nu pot trăi pe baza experienței și trăirilor tale. Se spune despre Avram că a fost prietenul lui Dumnezeu. Băiatul lui, Isaac, băiat cu minte, nu cum vorba aia, mai știu ce, harem de femei și cu alte partii, petreceri și chefuri și beții și urgii. Ci băiat cu minte. Dar Isaac se temea de Dumnezeu. Nu mai era prietenul lui Dumnezeu. Iacov, a treia generație, un bișnițar de prima clasă. Uite, Dumnezeu, hai să facem un târ, că eu mai am și alte alternative. Dacă promiți să mă păzești, dacă promiți să mă aduci înapoi cu bine, dacă promiți să-mi dai și așa mai departe, uite, dacă îmi dai 100 de oi, 10, ți le dau înapoi. Dacă îmi dai 100 de măgărițe, îți dau 10 înapoi. Uite, promit, pe cuvântul meu doar de șmecher, de înșelător. Eu îți promit că îți dau, știi? 90 îmi țin mie. Da, asta este. Înțelegi? Asta este. Și Dumnezeu nu crezi că tu îmi pui condiții, bă, mușicule. Tu îmi pui condiții, mie pleacă să-l plăznească, să nu mai vadă nici fum, nici scrum. Ce bine atunci, dacă vrei, na, hai, hai, îți de acord cu terminii tăi. Și lasă să strângă și să fure și să-l înșele și nimeni nu-l depășea, că asta era numele lui, înșelător. Și pe tata socru, care era campionul înșelătorilor la banca, care era capi del tutti în Macedonia, ăsta îi trage țeapă una după alta. Numai că i-au sosit și Nu în Macedonia, în Mesopotamia. Mesopotamia. Înțelegi? Mulțumesc frumos pentru corecție. Și ceea ce se întâmplă este că în momentul când i s-au încărcat car, ăsta nu mai putea suporta. Băi, unde să mă duc, mă? Păi mă întorc înapoi acasă. Și când se întoarce acasă, ce se întâmplă? Îi trimite cadouri repetate, câte sute și o turmă de măgărițe și de oițe și de una alta la cine? La frate Suesau. Și numai vine că frate Suesau primește mesajul că se întoarce frățiuțul acasă, care nu l-a văzut de vreo 20 ceva de ani, și vine să-i dea o sărutare cu 400 de oameni armați până în dinți. Și când aude ăsta că sunt 400 de soldați să-i vină să zică, bine ai venit frățiorile, ai de când te aștept. Nu credeam că ai să reziști așa de mult. Înțelegi? Dincolo, tata socru cu frații, cu ceilalți, bă, ăștia ne-a furat toată averea noastră să nu mai ce căuta înapoi. Înapoi nu putea de dea, în frate era frate sub 400 de oameni. În armăți. Care este concluzia? Mai există șansă pentru America dacă se întoarce înapoi? Nu, sunt nu creștini care caută nu, pe Domnul. Nu mai să spun următorul lucru. Abia atunci a avut momentul când el s-a bătut cu Dumnezeu toată noaptea și când a strigat, nu te las până nu mă binecuvântez. Când a ajuns la bottom rock, cum se spune, în fundul puțului.
Când a ajuns în fundul puțului și n-a mai avut nicio speranță, atunci s-a legat cu ghearele și cu toată puterea lui Dumnezeu, nu te las până nu mă binecuvântez. Care-i numele? Iacov, înșelător. Păi să intru eu în legământ cu un înșelător? De acum numele tău este Israel. Prințul lui Dumnezeu. Deci Asta e există situația. șansă pentru America? Asta e. Bineînțeles că există șansă. Bineînțeles că Dumnezeu și-a ales poporul acesta, în primul rând, pe Iacov l-a ales pentru că Dumnezeu l-a ales. Dar Dumnezeu a ales America pentru că America l-a ales pe Dumnezeu prin The Founding Fathers, părinții Americii. Înțelegi? Și națiunea aceasta continuă să fie națiunea lui Dumnezeu. Și în fiecare generație, că asta înseamnă frumusețea. De ce America este distinctă de toate celelalte națiuni a Pământului? Că la fiecare 40 de ani, în fiecare generație, a avut loc trezirea spirituală. Wow, Doamne ajută, Doamne ajută, trezire spirituală până la Casa Albă. Care va fi făcută la gunoi cu ea? Cu toți impostorii și cu toți anticriștii ăștia, la gunoi cu ei. Dumnezeu, Sau la pocăință, sau la pocăință. auzi, cam așa cum s-a întâmplat și cu Ilie. Ce a făcut? I-a dus la pocăință pe prorocii lui Baal, nu? Asta a făcut. Ăștia nu sunt pentru pocăință, dragul meu. Ăștia au auzit, ăștia au fost crescuți în școli creștine, toți. Ăștia au învățat legea lui Dumnezeu din pruncie mai tare decât România sau Rusia. Au crescut cu Biblia în școală și judecători de curte supreme. Ăștia au fost îmbibați în învățătură Bibliei și o calcă în picioare cu nerușinare. Judecata să înceapă de cine? De unde? De la casa Domnului. De la casa lui Dumnezeu. Și începe de acolo. De cei care au zis și Dumnezeu va duce trezire spirituală, dar trebuie să ajungem unde? Ca și Iacov, când nu mai este nicio șansă pentru noi. Și atunci s-a luptat cu Dumnezeu toată noaptea. Și atunci Dumnezeu a intervenit. Un minut mai avem, v-aș ruga să înălțați o rugăciune. Chiar ne dorim trezire spirituală peste America, peste România, peste Rusia, peste Ucraina, Moldova, Europa, peste lumea întreagă. Într-un minut, o rugăciune, vă rog. Dragă Tată, singura noastră nădejde ești Tu. Mi se frânge inima când vedem cum moștenirea Ta, așa de minunată și glorioasă, care a ridicat creștinismul cu capul și cu umerii mai presus de toate celelalte națiuni ale lumii, este călcată în picioare. Via Ta este năpădită de toți porcii, mistrecii și toate fiarele sălbatice ale iadului, prin tot felul de învățături, care mari de care din fundul iadului, care violează și care frizează cele mai fundamentale învățături sănătoase și triburile primitive din Amazon. Recunosc că este bărbat și femeie și recunosc ce înseamnă tată și mamă și recunosc ce înseamnă adevăr și minciună. Și aceștia care sunt urmași celor mai mari binecuvântări care au fost, Doamne, îți calcă în picioare moștenirea. Doamne, vino și lucrează. Avem nevoie de un foc. De un foc care să mistuie pe toți Balii și Astarteile și toți agenții lor. Și de un foc care să aprindă poporul ca și alții pe muntele Sinai. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Fac această proclamație să audă, Doamne, din România, în Moldova, în Ucraina, în Siberia și mai ales în Statele Unite, Doamne, ascultă-ne, ascultă-ne, Doamne, așa cum a strigat altădată Ilie, ascultă-ne, Doamne, și fă să știe că Tu ești Dumnezeu și că Tu stăpânești peste neamuri și că Tu stăpânești peste pământ. Glorie-ți pentru toate. Amen. Amin, mulțumim frumos. Am stat de vorbă cu pastorul Titus Colțea din Statele Unite. Am vorbit despre trezirea spirituală care are acum la universitate din Statele Unite, Asbury University, din Kentucky, din statul Kentucky, din Statele Unite. Dumnezeu să țină această trezire să nu se Amen. termine, să nu se termine, să se întindă în toată America și în toată lumea. Doamne, întoarce-ne la Tine. Doamne ajută. Mulțumim Fiți frumos. binecuvântați. La Doamne fel. ajută. La fel, aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.